Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, Pastor Sorin Covaci. Dragi ascultători, cred că Domnul Isus ne-a convins până acum cât de importantă este relația noastră cu Dumnezeu și cât de important este ca ceea ce facem legat de viața noastră spirituală să pornească dintr-o atitudine corectă și nu din dorințe egoiste. Avertizarea pe care ne-a făcut-o Domnul Isus este una foarte importantă pentru că este vorba de ceea ce dă fericirea noastră. Domnul Isus ne atrage atenția că ceea ce aduce fericirea nu este ceea ce avem sau ce dorim să avem, ci locul unde se află inima noastră. Iar locul unde este plasată inima noastră este o problemă de credință. Cel puțin așa indică cuvintele Domnului Isus din încheierea capitolului 6. Ascultați numai. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare. Și totuși, tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai depres decât ele? Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cod la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă un cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici chiar Solomon în toată slava lui nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca el cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se îngrijorează de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Aceste cuvinte sunt menite să ne conducă către o concluzie folositoare nouă. Este vorba despre ceea ce face credința în Dumnezeu, una din problemele acute ale societății moderne este stresul cotidian. Oamenii obosesc, nu mai rezistă, devin violenți, pierd pofta de viață și aglomerează birourile psihologilor. Dacă ați privi la rețetele ce sunt eliberate pentru acești oameni și banii care sunt plătiți pentru această stare, ați avea motive să vă îngrijorați. Ciudat este că cei mai mulți dintre acești pacienți. Și aproape niciunul dintre medici nu vor să recunoască că vindecarea nu este atât de dificilă și că este mai degrabă o problemă de credință. Vedeți, se pare că limitele cu care noi am fost creați nu sunt mai mari de o zi. De fapt, este firesc. Dumnezeu nu lucra mai mult de o zi. La sfârșit s-a odihnit mulțumit de lucrarea pe care o făcuse. Noi nu ne mai mulțumim cu 24 de ore și nici cu 7 zile pe săptămână. Avem nevoie de mult mai mult. Chiar și atunci când plecăm de la birou sau de la locul de muncă, gândurile noastre fac planuri pentru ziua următoare, anul următor, întreaga viață, neobosit sau, mai bine spus, prea obosiți să înțelegem ce facem. De cele mai multe ori, nu munca este aceea care ne obosește, ci îngrijorarea, gândurile, nemulțumirea. Ori Domnul Iisus spune să nu ne îngrijorăm pentru viața noastră biologică atât de mult, ci mai mult de cea spirituală. Acum nu trebuie să mă înțelegeți greșit. Eu nu spun că nu trebuie să avem o planificare în ceea ce facem, sau că de acum trebuie să așteptăm ca Dumnezeu să ne pună totul înainte și noi să nu facem altceva decât să cerem. Domnul Isus vorbește aici despre credință. În acest caz, credință înseamnă să pui în mâna lui Dumnezeu viața ta, nevoile tale. Este ceea ce așteaptă de fapt de la noi. Înseamnă să încredințezi lui problemele tale. Trebuie să recunoaștem de asemenea că nu este un lucru ușor. Nu este ușor datorită naturii noastre. Nu este ușor datorită inamicului nostru. Mereu avem de luptat în aceste două direcții. Dar Domnul Isus ne promite ajutorul. Mai mult, ne asigură că Dumnezeu îngrijește de noi cu grija unui tată. Pentru El, noi suntem mai presus decât întreaga creație. Pentru zilele noastre, aceasta este o mare încurajare. Cineva spunea că astăzi este acel ieri pentru care ne-am îngrijorat al altăieri. Dar să mergem mai departe la capitolul 7 al aceleași Evanghelii după Matei, acolo unde Domnul Isus prezintă genul de relații pe care copiii lui Dumnezeu trebuie să le aibă cu semenilor, dar și cu cei care încearcă să înșele pe cetățenii împărăției. Pasajul începe cu câteva cuvinte despre judecată. Nu judecați ca să nu fiți judecați, căci cu ce judecată judecați veți fi judecați și cu ce măsură măsurați vi se va măsura. Este foarte adevărat că aceste cuvinte au stârnit destule confuzii de-a lungul timpului. Oamenii nu știau cum să se raporteze acestor cuvinte când, la numai câteva versete, ei sunt atenționați asupra profeților mincinoși, lucru care solicită o anumită judecată. Aceste texte trebuie privite mai degrabă nu ca o interzicere a judecății, ci ca o descriere asupra atitudinii față de ea. Un prim lucru este acela că judecata este un proces universal. Nimeni nu poate scăpa judecății în cele din urmă. Problema este aceea atitudinii pe care o ai față de judecată. Cum o consideri? Este ea pentru tine un privilegiu pe care ți-l atribui singur sau un act despre care știi că nu-ți aparține? Oare de ce ne spune Domnul Isus că judecata, de fapt, nu ne aparține? Poate că, în primul rând, nu ne putem ridica deasupra judecății. În fața lui Dumnezeu suntem cu toții egali. Niciunul dintre noi nu poate fi superior celuilalt. Iar Domnul Isus ne spune că trebuie să fim foarte atenți la standardul pe care îl folosim pentru că același va fi folosit și în ceea ce ne privește. Ori aceasta este o bună observație. De cele mai multe ori suntem ispitiți să aplicăm standarde diferite. Cu unele persoane suntem mai îngăduitoare, cu altele intransigente, cert este că suntem părtinitori. Dar când vine vorba de noi înșine, ce mai putem spune? Cred că acesta este un alt motiv important pentru care Domnul Isus ne sfătuiește să avem o atitudine potrivită față de judecată. Dacă nu favorizăm alte persoane, cel puțin în ceea ce ne privește, suntem noi obiectivi în aprecierile pe care le facem. Nu cumva suntem mai îngăduitori și chemăm în sprijinul nostru circumstanțe numai de noi cunoscute? De ce nu am admit atunci că și în ceea ce îi privește pe ceilalți sunt elemente pe care nu le cunoaștem? Circumstanțe despre care nu știm nimic. Deci un apel pe care Domnul Isus îl face aici este legat de atitudinea pe care trebuie să o avem față de cei din jurul nostru. Ea trebuie să fie o atitudine marcată de înțelegere și compasiune. Dar nu numai acesta este motivul pentru care atitudinea noastră față de semeni în ce privește judecata trebuie să fie una de compasiune. Domnul Isus spune mai departe: De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți zice fratelui tău, lasă-mă să scot paiul din ochiul tău și când colo tu ai o bârnă într-al tău. Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit să scoți spaiul din ochiul fratelui tău. Un alt aspect foarte interesant aici este legat de obiectivitatea observațiilor pe care le facem. Oare nu cumva vina pe care o descoperim la celălalt este numai o proiectare a unor probleme personale? Domnul Isus ridică problema paiului din ochiul semenului și bârnei din ochiul propriu. Ori acestea reprezintă concepții și prejudecăți care pot fi proiectate asupra altora. Foarte ușor am putea deveni victimele propriilor noastre prejudecăți. Dar este mult mai grav să-i faci și pe alții victimele acestora. Dragii mei, mă gândesc la ceea ce se întâmplă adesea în biserici când cei ce vin se lovesc de bărnele din ochii unora. Domnul Isus ne atrage atenția aici că poate avem noi mai întâi nevoie de curățire. Avem noi nevoie de Duhul Sfânt care să se ocupe de noi. Abia apoi poate că putem începe să ajutăm pe alții. De fapt, următoarele versete chiar spre acesta ne îndreaptă. Să nu dați câinilor lucrurile sfinte și nici să nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calci în picioare și să se întoarcă să vă rupă. Din nou este un pasaj care a fost adesea aplicat greșit. Acest pasaj, deși este folosit de Domnul Isus în contextul judecății, unii l-au folosit în ceea ce privește evangelizarea, propovăduirea Evangheliei. Au făcut din el un argument pentru eșecurile lor în aceste domenii, spunând că nu toți vor să accepte Evanghelia și nu ar fi decât o pierdere de timp și resurse să se mai continue cu acele persoane. Dragii mei, este foarte adevărat că unele persoane nu vor să accepte atunci când vrem noi. Dar Domnul Isus vorbește despre semănat ca fiind datoria noastră, iar creșterea și rodul este un rezultat al activității Duhului Sfânt. Deci încă o mostră a judecății greșite. Tocmai de aceea Domnul Isus atrage atenția asupra folosirii judecății. Judecata este necesară. Domnul Isus o prezintă ca atare. Pavel, în epistola adresată corintenilor, vorbește despre necesitatea judecății de asemenea. Însă în această situație, Domnul Isus ne îndeamnă să o folosim așa cum se cuvine, începând cu noi înșine. Pentru că am amintit de Pavel și el spune ceva despre aceasta. În întâia epistolă către Corinteni, capitolul 11, versetul 28, Pavel spune așa, Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Cu alte cuvinte, fiecare trebuie să se judece singur. În felul acesta, judecata este o piatră prețioasă, este un mărgăritar care aduce nenumărate avantaje celui ce știe cum să o folosească. Această judecată trebuie să ne aducă la concluzia că suntem păcătoși și avem nevoie de Harul Domnului nostru Isus. Atunci când nu reușim să fim așa cum ne învață Domnul Isus, are El o soluție. Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, căci ori și cine cere, capătă, cine caută, găsește și celui ce bate îi se deschide. Acum, iată că după rugăciunea pe care Domnul Isus o spune ucenicilor săi, el abordează din nou problema rugăciunii, de această dată strict în termenii cererii. Din nou, ceea ce atrage atenția aici este contextul relației în care Domnul Isus plasează cererea. Cine este omul acela dintre voi care, dacă îi cere fiul său o pâine, să-i dea o piatră? Sau dacă îi cere un pește, să-i dea un șarpe? Deci dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult tatăl vostru care este în ceruri va da lucruri bune celor ce le cer. Acest context este foarte important. În relațiile noastre zilnice avem de a face cu diferite persoane. Sunt diferite împrejurări care influențează acest proces al cererii. De exemplu, un anumit nivel de cerere este cel dat de relația cumpărător-vânzător. Relația comercială de tip comercial Acolo relația este de tip superficial și totul se desfășoară în termenii stabiliți de valoarea mărfii și oferte. Vânzătorul este cel care cântărește o cantitate egală cu suma oferită și totul se limitează la acesta. Dar mai este și un alt nivel, nivelul colegialității. Regimul este dat aici de reciprocitate. Faci un serviciu așteptându-te să ți se facă la fel. Dar, din fericire, este și acest cadru familial al cererii. Desigur, mai sunt familii în care relațiile sunt de tip comercial sau, în cel mai bun caz, colegial. Dar nu despre asemenea situație vorbește Domnul Isus, pentru că acestea sunt anormale. El vorbește despre o relație normală, în care nu mai apare comerțul, nici reciprocitatea ca factori, ci dragostea, grija față de celălalt. Este, din nou, un mare privilegiu pe care ne-l face Dumnezeu să ne includă în familia Lui. Acesta este nivelul la care el tratează cererile noastre. El nu așteaptă să cumpărăm bunăvoința lui, nici să facem servicii pentru a obține ceva, pentru că el, vedeți, de fapt, ne dă din dragoste. El ne ascultă pentru că este un tată iubitor căruia îi pasă de copiii lui. În altă ordine de idei, mai este un aspect pe care îl prezintă Domnul Isus aici legat de rugăciune. Și anume, rugăciunea reprezintă acțiune. Mulți își închipuie rugăciunea ca pe o activitate pasivă în care nu face altceva decât să ceri. Domnul Isus ne spune că este acțiune și este una care implică o mișcare progresivă. Observați cursul acțiunii. Cere, caută, bate. Fiecare din aceste cuvinte reprezintă o acțiune în care se identifică apropierea de Dumnezeul nostru. Cererea este ceva ce presupune o anumită distanță. Din păcate, sunt mulți care practică numai această rugăciune, nu este o prea mare implicare în ea. Este doar o simplă recunoaștere a unei nevoi. Dar Domnul Isus merge mai departe și vorbește despre căutare. Este deja un alt grad de implicare, pentru că impune concentrare, efort, focalizare. Este o implicare mult mai mare. Domnul Isus dorește să fim concentrați asupra Lui, a cuvintelor Lui, a voii Lui. El dorește să depunem efort. Și rugăciunea presupune și efort și disciplină, așa cum presupune fiecare acțiune. Dar, mai departe, Domnul Isus vorbește despre abate. Este locul unde te aduce căutarea, la o ușă. Distanța este și ea diminuată considerabil, pentru că nu este mai mult decât lungimea unui braț. Domnul Isus folosește și el această imagine. Ascultați ce spune în Apocalipsa, capitolul 3, versetul 20. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Este o imagine a părtășiei aici, o imagine a prieteniei, a dragostei. Aceasta este dorința lui Dumnezeu. Dumnezeu nu are nevoie de cererile noastre pentru a ști de ce avem noi nevoie. Pentru Dumnezeu rugăciunile nu înseamnă nici umilirea noastră, ci de fapt vrea să ne aducă în cu El. Aceasta este ceea ce vrea El atunci când așteaptă rugăciunile noastre. Dar mai are și alte învățături de transmis Domnul nostru tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii. Aceste cuvinte sunt cunoscute ca fiind regula de aur. Domnul Isus identifică aceste cuvinte cu întreaga învățătura a Vechiului Testament. Desigur, este vorba numai despre aspectele relaționale. Nu sunt incluse aici profețiile legate de persoana Domnului Isus. Oricum, este interesant că ani de istorie și frământări și convulsii sunt de fapt cauzate doar de neascultarea unei fraze atât de simple. Dragii mei, problemele acestei lumi nu sunt cauzate de mari dificultăți, ci doar de neascultarea și lipsa credincioșiei în lucrurile cele mici. Acest principiu prezentat de Domnul Isus are aceeași valoare astăzi și naște aceleași probleme când nu este urmat. Fericitul Augustin avea și el un principiu asemănător iubește pe Dumnezeu și fă ce-ți place. Sunt mulți cei care nu au fost de acord cu aceste cuvinte, dar ce mai poate să-ți placă împotriva lui Dumnezeu atunci când îl iubești? Nu cred că îți mai rămâne ceva pentru că totul este al lui. Însă Domnul Isus este conștient că acestea nu sunt lucruri la îndemâna oricui. Nu sunt stări ușoare de atins, însă este nevoie să ne silim să le atingem. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Din nou se întoarce Domnul Isus la problema judecății. Ascultați în versetul 15 ce spune. Păziți-vă de prorocii mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe din lăuntru sunt niște lupi răpitori. Așa cum spuneam, nu judecata o interzice Domnul Iisus, ce atitudinea este cea care trebuie să fie corectă. Este nevoie de judecată, de discernământ, pentru că mereu diavolul va încerca să aducă falsul, să înșele. Însă Domnul Iisus aduce aici câteva elemente care pot face diferența. Îi veți cunoaște după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spin sau zmochine din mărăcini? Tot așa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. Orice pom care nu face roade bune este tăiat și aruncat în foc. Așa că după roadele lor îi veți cunoaște. Este vorba așa cum bine putem observa de roade. Cum o să vedem puțin mai încolo, este vorba despre efectul cuvintelor pe care Domnul Isus tocmai le-a spus. Să nu uităm că acestea sunt cuvintele din finalul predicii. Ele sunt un fel de concluzie. În această concluzie, Domnul Isus indică faptul că toate aceste cuvinte ale lui nu sunt doar o nouă teorie, ci sunt cuvinte care trebuie să producă o atitudine, o schimbare. Cetățeanul noi împărății este un element al schimbării. El este lumină, este sare. El este exponentul unei împărății care într-o zi va deveni singura existentă și oricine va vrea să fie în ea trebuie să trăiască după aceste principii. Acestea sunt, dragii mei, dorințele Domnului Isus. Așa cum o să vedem și data viitoare, Domnul Isus precizează foarte clar diferențele ce există între adevărații cetățenii împărăției cerurilor și impostorii, mincinoși. Încă o dată, Domnul Isus nu spune că este ușor, dar spune că este important și că El este acolo să ajute. Dragii mei, în cele din urmă este o problemă de a vrea. Se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic.